Bun găsit, oameni buni, o nouă ediție în direct, fiind luni seara, la un stil de viață sănătos. De pe acum vă spun că este o ediție de colecție, ediția numărul 177, ca să fiu mai ardelenește, 177. Bun, revenim la invitații noștri, alături de noi Patrick Ciorcilă, director Sports Festival. Bună seara, mulțumesc. Bine ai venit. Mulțumesc de invitație. Ovidiu Blag, prieten, poftim? Cofondator, uite mă, că foarte bine că mi-ați spus din regie, cofondator, eu am uitat de aici până acolo, de la mână până la gură. Cofondator, da, cofondator, dar nu, am zis director, da, pentru director, că eu am rămas cu pata fixă. Confundator. Nu, Ovidiu Blag, jurnalistul care se pregătește de ani bun pentru a scoate o carte fantastică, dar ne dă în premieră niște noutăți despre această carte și, bineînțeles, domnul profesor Nicolae Hâmpu. Bine ați venit, domnule profesor. Drag la toată lumea și telespectatorilor. Vă e cald în zilele acestea? În prag de vară. Cum rezistați la călduri? Deci cum? Cât de obișnuit sunteți? Toată lumea le aștepta. Toată lumea le aștepta. Acum când au dat peste noi, vai de mine ce cald este. Nici cum nu e bine la noi. Da, da, e bine, e bine. Bun. Cu permisia dumneavoastră, domnule profesor, am să-l rog pe prietenul nostru comun, Ovidiu Blag, să facă un intro la tot ce înseamnă Sports Festival, să ne-l prezinte pe, de fapt, pe acest tânăr băiat pe care îl cunoaște toată lumea, nu prea trebuie să-l prezinți, dar Ovidiu Blag, având în fișa postului toate acestea trecute, am să te rog foarte mult, Ovidiu. Acum, mai mult sau mai puțin în fișa postului, însă îmi face o deosebită plăcere doar să prefacez despre festival. Sigur știe Patrick cel mai bine pentru că el se ocupă, dar nu pot decât să salut inițiativa lor. Sunt trei oameni care au gândit acest proiect. Nu pot decât să primesc cu absolut entuziasm faptul că, iată, și pe latură sportivă, ca să parafrazăm pe cineva, se întâmplă lucruri în Cluj și nu se întâmplă lucruri făcute oarecum așa pe genunchi, ci se întâmplă lucruri, iată, cu repetiție, pentru că anul trecut a fost prima ediție a Sports Festival și sunt lucruri care se fac absolut temeinic. Vreau să mai adaug faptul că la un moment dat am scris o lucrare mai amplă, nu eu, ci mai mulți oameni din Cluj, am scris ceea ce se cheamă Strategia de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca și eu am fost rugat să scriu strategia pe sport. Și încă de pe atunci am observat acest avantaj competitiv al Clujului față de alte orașe din România, cel puțin, respectiv această înlănțuire fericită de baze sportive care pornesc pentru clujeni, fac această mențiune din Parcul Rozelor, unde au ei terenurile, și până spre Opera Maghiară. Cu tot ce știm, parc, stadion, bazin de not, sală, sală veche, sală nouă, polivalentă și așa mai departe, plus parc cu propriu-zis. Da, stai, și în partea de est nu sunt? Poate, asta o să ne spună Patrick, dacă vor și o extensie. Dar, iată cum întâmplător, sau poate că nu, lucrurile acestea se leagă și ei reușesc, Sport Festival, ca exact în acest areal, sau aproximativ în acest areal, să dezvolte o adevărată industrie sportivă, pentru că o să vă detalieze Patrick, e vorba deja de 40 de sporturi, e vorba de 4-5 zile cu cele premergătoare, cu cele de închidere, 4-5 zile în care toți clujenii, sau poate toți ardeni, vor, trebuie, pot să facă sport, stai, lucruri care mi se par fenomenale. O secundă, așa ai început să vorbești despre Sport Festival, ca și cum toată lumea știe despre asta. Te rog să spui ce este Sport Festival. Aici deja las pe Patrick. Nu, tu spunești, după aceea detaliile sunt al lui Patrick. Bine, deci Sport Festival are două componente. Una de sport de masă, să-i spunem așa, dar poate impropriu spus de masă, pentru că e și de inițiere, și de familie, și de de plăcere. Deci aici sunt 40 de sporturi care vor fi reprezentate și nu oricum, ci de oameni pricepuți, vor fi prezentate, reprezentate și vei putea avea acces. Și ca o cireașă de pe tort vine mereu acest meci demonstrativ, care anul acesta este un meci la care participă printre alții, sau începem, sau spunem doar de Simona Halep și cred că ajunge
să spunem ce amploare are din punct de vedere al acestui meci demonstrativ. Bun, trecem la Patrick, pentru că le, așa zic le spune pe toate. Te ascultăm. Da, deci eu zic este că conceptul acesta prima dată, după care dezvoltăm. Da, eu zic că Ovidiu a făcut o retrospectivă așa destul de corectă a proiectului. Deci noi suntem câțiva oameni foarte pasionați de sport și unii dintre noi au, fiecare are o, nu știu cum să zic, o componentă, o specializare. Eu vin din sport, ceilalți sunt din mediul de business, din domeniul de evenimente, de comunicare. Deci nu în mod obligatoriu fiecare din sport. Nu, pentru că eu zic că și dacă ești din domeniul business-ului, poți să te folosești de cunoștințele tale, pentru că până la urmă trebuie tratat ca o afacere, corect, un business, este. Chiar dacă noi nu ăsta e scopul nostru principal, noi îl facem din pasiune, toți cei cinci suntem foarte pasionați de sport. Am pornit acest proiect cu... Da, ceilalți au făcut sport de performanță ca și tine? Nu, niciunul, numai da. Eu. Da. Dar e momentul să spunem că ai fost sportiv de performanță? Păi, cred că se cam știe. Se cam știe și la televizor. Cei care nu știu, să știe... Păi domn profesor, stați să termine cu conceptul, revenim la Ovidiu Blac, care da, îi face CV-ul profesional. Da, așa, și am pornit acest proiect acum, acesta este a doua ediție, ca să încerc să-l fac să sune cât mai simplu. Sunt 40 de sporturi de-a lungul celor 4 zile, care oamenii tot ce trebuie să facă este să vină în parc, intrarea este gratuită, să se înregistreze pe site sau la fața locului și să-și dea acceptul că sunt apți din punct de vedere medical să practice un anumit sport și tot ce trebuie să facă. Cum este... Cum aduce dovada aceasta? Vine cu... Semnează. Semnează. Se bazează pe propria răspundere. Exact. Pe propriilor declarații. Exact. Acum e greu să-i verifici pe toți. Nu prea poți să ai controlul ăsta la mii de oameni. Vin acolo și cum am făcut noi acest concept, am mers la fiecare sport, am încercat să externalizăm această parte, adică am mers la, să zicem, avem de la aikido, la karate, la oină, la rugby, deci sunt și sporturi cunoscute, populare, cum ar fi fotbal, tenis, basket, care le vedem în fiecare zi și sunt multe alte sporturi la care poate nici nu ne-am fi gândit că sau nu am avut acces niciodată să le practicăm. Și atunci noi vrem să scoatem aceste sporturi în față, vrem să vină copiii împreună cu părinții acolo și la fiecare sport avem un expert sau un antrenor acolo prezent care oricine poate să vină, să-i ceară sfaturi și să îl încerce, să-l practice alături de acel antrenor. În mod gratuit. Adică asta este un concept unic în lume. Noi asta vreau să te întreb. Este un concept preluat de undeva nu, sau unul e un concept autohton? Absolut unic. Noi am făcut foarte mult research. Nu există. Sunt concepte similare, dar nu există așa ceva nicăieri. Chiar multă lume cu care vorbesc și le spun că sunt 40 de sporturi, ei îmi spun, nu, 40 de sporturi diferite, adică multă lume nu știe că există, nici eu nu știam că există 40 de sporturi până acum. Și de ce v-ați strofocat voi 5 ca să faceți tot ce ați făcut până acum? Tocmai pentru că e un concept unic și pentru că eu cred că prin acest concept putem să aducem o plus valoare populației din Cluj, pentru că lumea fiind din ce în ce mai tehnologizată, oamenii petrec din ce în ce mai mult timp la birou, duc o viață sedentară și atunci necesitatea de a face sport, noi credem că e din ce în ce mai mare și nevoia de a face sport și atunci asta se transformă într-un stil de viață sănătos. Mulțumim, ce reclamă! Mulțumim că ai preluat. Este o excelentă metodă de promovare a activității fizice, de combaterea sedentarismului, astfel încât cred că acesta este titlul, nu ai misiune, nu un stil de viață sănătos, ci să promovăm sportul, pentru că din totdeauna atunci când un sportiv de performanță vine în fața tuturor și promovează sportul pe care îl practică. Mi-am aminte când eram elev la Blaj și a venit Ghiță Corbeanu, care era titular în echipa națională, era trecătorul numărul 1 în echipa națională de volei. Toți ne-am apucat de volei. Da. Deci era nevoie de un catalizator. A apărut Nadia la Montreal, fiica mea cea mare, atunci avea 7 ani, tot blocul și-au cumpărat costume ne-au pus să cumpărăm costume de gimnastică, să fie Nadia. Deci, când eu nu întâmplător am întrebat cine din echipa aceasta, din grupul acestei 5, a mai practicat sport de performanță. E singur, dacă un fost sportiv de performanță vine acolo, vei fi și tu acolo la tenis, da, nu? Cum să nu?
Sigur, nu ești numai cumva... Ovidiu Blac, văd că nu ai răbdare. Nu, am foarte multă răbdare. Da? Mă bucur mult că a venit Patrick să vorbească pentru că e munca lor, dar vreau să ridic un pic la fileu niște mici, că toți suntem în tenis și să spun că împletirea... Vă rog, stai numai un pic, că vreau să spun cât de important este ce efortul facem noi, nu doar pentru nutriție, că toată lumea crede că stil de viață înseamnă numai nutriție, pentru promovarea activității fizice. Așa este. Ce greu este într-un segment profesional care se numesc IT-știi. 90% din ai colegi din cei patru cu un IT-ist? Nu. IT-știi, 80-90% dintre ei sunt sedentari la vârste la care i-ar trebui să practici încă sport intens și nu moderat. Și deja simt. Simt după primele ore, se așează la computer la ora 9, se scoală la ora 1, prima dată, pentru că atunci e pauză. Nu. Și abia se mișcă. Deci este și partea de prevenție, și partea de medicină curativă, să zicem. Mișcarea, adică ideea aceasta este absolut senzațională, Patrick. Felicitări cordiale. Păi exact asta vreau să spun și după aia să leg de ceea ce prefața domnul profesor. Unu, când domnul profesor a auzit de Sports Festival necondiționat și a oferit deschiderea și a spus că mai bună discuție despre un stil de viață sănătos în acest context nu poate să fie. Și a doua, apropo de ce spunea domnia sa despre vectorii de imagine și faptul că văzând în generația domniei sale diferiți sportivi s-au apucat de sport, aici există niște vectori de imagine și asta e mingea pe care o ridic la fileul lui Patrick, pentru că, nu-i așa, vin niște nume absolut fenomenale și aici o să te rog. Asta a fost obiectivul nostru încă de la prima ediție. Anul trecut am început, pot să zic, foarte tare acest concept prin, sau agresiv în ghilimele, prin am organizat acel mare meci de fotbal între generația de aur România și Barcelona Legends, dar eu cred că e foarte important să începi așa pentru ca să devii relevant pe piață și lumea să te ia în serios. A fost o provocare, noi am avut negocieri cu Barcelona cam 5 luni de zile până să începem să organizăm acest meci și atunci aflu că eram... A fost meciul în cadrul festivalului nostru. Da, a fost. Și asta zic că durează până lumea află de noi. Adică eu cred că e o chestie de ani de zile. Și dacă ați făcut-o anul trecut, cum ați făcut, dar anul acesta nu puteți să fiți asta, mai prejos. Asta spun, că am ridicat ștacheta și oamenii încep să aibă așteptări și atunci ne-am gândit că trebuie să facem ceva mare și anul ăsta și pe lângă cele multe sporturi, cred că trebuie să aduci și valorile aproape de oameni, vedetele aproape de oameni, campionii, ca oamenii să-i vadă de aproape. Am înțeles Simona Halep de la Ovidiu. Deci, ne mai dai nume? Bineînțeles că Simona Halep e principalul vector de imagine în România și atunci e o mândrie pentru noi să o avem alături de noi. Care va fi acțiunea? Acțiunea principală va principală fi sâmbătă, ei, da, sâmbătă la ora 17:30. Sâmbătă care vine. În 15 iunie. Da. Vom avea și locația? La BT Arena. Sala polivalentă, da. Vom avea un meci de tenis demonstrativ între echipa României, care e formată din Simona Halep și Marius Copil, și echipa Italiei între Fabio Fognini, care tocmai astăzi a intrat în top 10 în mondial, și Flavia Penetta din Italia. Deci echipa României versus echipa Italiei. Toate acestea sâmbătă, da? Sâmbătă va începe cu un meci de simplu masculin Copil Fognini, apoi simplu feminin Simona Penetta și se termină totul cu un meci de dublu mixt. Este până la urmă un show, va fi un show, nu va fi un meci foarte serios. Lumea trebuie să vină să se simtă bine, să-i vadă de aproape, dar să se și distreze. Tu comentezi? Și comentator? Da. Nu, că vedeam pe ochișorii lui. Că... Ce fac ochișorii mei? Nu, citit eu din ochișorii tăi, că tu comentezi. Da. Foarte bine. Mă bucur. E al doilea în care comentez tenis. Anul trecut a sărit el peste Ivan Isevici. A fost meci de tenis cu unul dintre frații Brian și Goran Ivan Isevici, bineînțeles și doi români. Adi Ungur, Andrei Pavel și a trei români și Florin Merge. Bun, Patrick, hai să le luăm așa pe rând. Data de 15 va fi cumva punctul culminant, da? Da. Până atunci se întâmplă ceva, când se și întâmplă, unde? Începe, tot festivalul va începe joi la ora 12, în 13 iunie. Vor fi foarte multe sporturi, cel 40 de sporturi cu inițieri, vor fi multe competiții. În diferite locații. Da, locația principală este tot arealul parcului central, Cluj Arena, sala polivalentă, parcul central, vom amplasa acolo toată infrastructura celor 40 de sporturi. Pe lângă asta vom avea și o latură de distracții, ca să zic așa, vom avea foarte mulți, o zonă de food, ca și la marile festivaluri.
Vom avea... Aici te prinde, domnul profesor. O să-și ceară meniu. Aici mă uitam la privirile domnului profesor. O să avem și mâncare sănătoasă. Discutăm activitate fizică și nu poți să faci activitate fizică dacă nu mănânci. Trebuie să te și hidratezi. Nu, să nu, 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 Patrick, când a pronunțat cuvântul food, m-am și uitat la și eu la fel. Privirile noastre erau spre dumneavoastră. Dar suntem atenți și cu mâncarea. Suntem atenți. Da. Vom avea și parte de muzică, de concerte. O vom amplasa o scenă între sala Polivalente și Cluj Arena, unde vor concerta artiști cunoscuți români, Irina Rimes, Mira, în fiecare seară. Încercăm să oferim și divertisment, distracție pentru oameni, pentru că nu toți cei care vin acolo sunt sportivi, dar venind, oferind cât mai multe opțiuni de distracție, poate vii și ajungi la acel sport. Corect. Anul trecut a fost interes? A fost un interes mult peste așteptările mele, cel puțin. Îți dai seama că este vorba... Sportul vine spre om și nu invers. La un moment dat, înainte de emisie, mi-ai spus o chestie și se adeverește. Ești un bun, bun jurnalist, Ovidiu Blag. Sper că nu trebuie să plătești prezența în emisie. Nu. Se contabilizează asta toată. Da. La un moment dat... Păi la ediția 177... La 200 ești de acolo. La 200. Sau bine, când lasezi cartea, hai partea aia cu hai șampanie. Okay. Dar mi-ai zis așa, care gândește-te la o chestie, cum ar fi un Antold, un Electric Castle, le spun eu, că sunt mai multe și cei de la CNA... Sau un TIFF, de ce nu? Sau un TIFF, sau alte festivaluri, da? Se cam apropie, pentru că vine din toate zonele, vine cu sportul, bine, sportul e baza, vine cu foodul, unde domnul profesor, nu l-ați chemat pe domnul profesor să supervizeze. Păi sperăm că va veni și la acceptăm cu drag, noi chiar... Păi atunci mă duc și eu și... Toată lumea trebuie să vină cât mai mulți, de asta... Să dacă aveți ceva de, de asta îl facem, ca să vină cât mai mulți oameni. Ce alt sportiv de pe romanță? Deci n-am greșit dacă am zis, sportiv de pe romanță? Mai cheme acolo. Vin acolo. Păi este o listă destul de lungă și atunci o să ajung la subiectul alt component a festivalului. Vor fi o parte de Sports Talks, care va fi un fel de mini-conferință de sport, care o vom organiza în Parcul Central, sub un cort. Povești de succes. Povești de succes. Un fel de. Și e număr aici pe Ciprian Marica, pe Camelia Potec, pe Eva Tofalvi, care a câștigat aurul la Rio în 2016, pe foarte mulți sportivi și foști mari sportivi din, din România. Și, dar capul de afiș al acestor Sports Talk-uri este sâmbătă la ora 11, va fi Darren Cahill, australianul care a fost antrenorul Simone Halep. Aha. Și care e unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria tenisului. Am făcut eforturi. Și-a dat întâlnire cu Simona aici sau cum? Toată lumea zice asta. Vor întâlni inevitabil. Va participa și el la festival timp de 3 zile, ceea ce pentru noi a fost... am făcut eforturi foarte mari de a-l aduce, dar l-am convins până la urmă. El vine direct din Australia, adică joi zboară din Australia direct aici. Luni se întoarce. Deci, alături de Simona, eu zic că e capul de afiș al festivalului, va avea o sesiune de în Sports Talk, va vorbi o oră despre diferite experiențe din viața lui. Asta va fi acces gratuit pentru public. Ulterior, la ora 13 sâmbătă, asta doar pe bază de invitație, va fi pentru cei din industria sportivă, antrenori de la cluburi sportive, de la federații, va susține un masterclass, o prezentare de o oră mult mai specializată despre ce înseamnă performanță, ce înseamnă nutriția, ce înseamnă toate detaliile acestea pentru a ajunge un campion și pentru a fi a performa la antrenorat. Ai acoperit toate zilele? Joi, vineri? Pot să zic că da, aș mai spune un lucru. Duminică, la ora 9 dimineață, vom organiza un cross caritabil de 5 și de 10 km. Da? Asta înseamnă, cross caritabil înseamnă că oamenii vor plăti o taxă de înscriere. O parte din taxa de înscriere se va duce către trei cauze pe care oamenii pot alege. Adică te înscrii și se va da opțiunea de a alege. Una este Magic Camp, care este compania care se ocupă cu copii bolnavi de cancer și așa mai departe. A doua este UNICEF, care știe toată lumea, organizația internațională pentru copii fără cu nevoi speciale din Bacău, din alte zone, ei activează foarte mult în România. Și a treia este Fundația Simona Halep, care va lansa și Simona va lansa diferite campanii umanitare și vrem să ne implicăm și pe partea asta. Adică e o industrie și vorbeam cu domnul profesor înainte de emisiune și mă întreba cum s-au întâmplat toate mecanismele astea. Ce au
ce a fost definitoriu în a spune Darren Cahill sau numele pe care l-a enunțat, da, vin, pentru că n-aveați 15 ediții. Înseamnă că a fost acel ceva. Ce-o fi fost ca să vină ei, să spună, da, venim? Sincer, cred că eu cred că i-au atras unii pe alții. Adică cel mai greu a fost să-l convingem pe Darren. Vă zic sincer că asta a fost, bineînțeles, că el nu prea se duce, el nu prea face asta. Cu siguranță a fost atras și de faptul că Simona era aici. Dacă Simona aici, n-are rost să mințim, să zicem că... Adică e un factor foarte important pentru el, ei fiind atât de buni prieteni. După care am mers către diferiți sportivi și am constatat cu fericire că ei rezonează la așa ceva, adică n-au avut pretenții financiare, toată lumea vine aici ca și invitat, asta e un lucru foarte, foarte mare. E o precizare sensațională asta. Da. Adică să vină Ciprian Maric exact. Aici vine de bunăvoie, Camelia Potec vin ca invitat, ceea ce... Deci asta înseamnă că simt importanța. Eu sunt mândru că înseamnă că a atras conceptul și a atras evenimentul. Sigur, conceptul este extrem de solid și el este baza motivației aici, pentru că pe toți cei, pe care i-a amintit, fără îndoială, sunt niște oameni foarte entuziaști. Dar și entuziasmul ăsta are limitele lui și atunci când se vine cu o motivație, și motivația este acest program foarte, foarte bine dăltuit. Ce vă propuneți voi între două festivaluri, între ediția a doua și a treia, ce să se întâmple după terminarea ediției a doua? Să organizeze pe următorul. Păi da, acolo se ocupă stafful, dar deci noi, la publicul larg. Pe partea de festival, noi încercăm și ne dorim să fim relevanți și pe piața de mari evenimente sportive în România. Anul trecut, de exemplu, după festivalul de 4 zile, ulterior în luna septembrie am organizat meciul de basket între UBT Cluj și Panathinaikos Athena, care a fost cel mai bine vândut meci de basket din istoria României, 6.900 de spectatori la meci. Anul acesta, după festival, în 12 iulie, vom organiza meciul de centenar al Universității Cluj la fotbal împotriva PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, care a reușit eventul în Grecia. N-au fost neînvinși tot campionatul. N-au luat și cupa. Și cupa și campionatul, fără să piardă niciun meci. Este o performanță unică. Și ulterior, din nou, în luna septembrie, ne dorim să organizăm un alt mare meci de basket. Foarte bine, am înțeles aceste puncte principale. Dar către publicul larg, ca să vină și mai mult către sport, tinerii să facă sport. Ne propunem să organizăm cât mai multe, că să vă dau un exemplu. M-aș bucura, de exemplu, ca diferite ca în timp noi să nu mai trebuiască să mergem să externalizăm diferite sporturi, să încercăm să avem noi o echipă care să le facă pe aceste sporturi. Adică să începem să organizăm diferite, poate tabere de fotbal, poate competiții de fotbal de-a lungul anului pe care, care să devină o tradiție. Imediat îl ascultăm și pe Ovidiu, pentru că... Patrick, stai. Ideile vin în timp ce vorbim. V-ați gândit să o chemați pe Cathy Oros și să spunem acum cine e Cathy Oros, la 83 de ani, campioană mondială la not la categoria de vârstă. Multiplă. Doi, pe Gabriel Cherebețiu, titular, ani în șir în echipa națională de volei. Măcar la acele povești de succes pe care le fac ei. Măcar telefonic să intrăm în legătură cu el, că el este în Mexic acum, măcar telefonic să intrați în legătură cu el, nu? Sau îl avem aici în Cluj pe Mircea Rusu, care la 83-84 de ani este unicul care ne mai poate relata ceva din acel trio formidabil din echipa națională de rugby care a bătut Franța la ea acasă, deci nu, cu 6-5 la Bayern. Sigur își fac lecția tinerii aceștia. Deja cred că își face lecția în ceea ce privește notul, pentru că această doamnă, Cathy Oros, este campioană mondială la categoria acolo sa de vârstă. Dar ei au o competiție de not. Da, vom avea o competiție deci, cu siguranță, de not, cu după emisiunea asta, 500 de participanți. Da. La not, da, 500. La bazinul din Barcu Babes se va organiza o competiție cu multiple probe. Parcul Iuliu Hațegan. Pardon. Nu, domnul profesor imediat a punctat treaba aceasta. Din ce am înțeles mai eu, bine domnul, v-am ajutat eu. Din ce am înțeles, domnule profesor, asta mi-a plăcut foarte mult. Adică nu așa, sunt niște competiții în Cluj și hai să le punem sub umbrela Sports Festival. Vor să creeze propriile lor. Asta mi se pare fabulos. Îi întrebăm pe amicii noștri telespectatori? Cum vreți? De pe când teme, fac sport, dacă e pe temă, copii, dacă pe temă sportivă, pe tema aceasta. Numai să nu ne întrebe rezultatul de la U Cluj cu Hermannstadt, să întrebe că nu știu rezultatul. Și chiar
astăzi, dacă se poate, mai puțin cu glicemiile, dragi prieteni. Da, da. Nu? Da, mulțumesc sigur. Mulțumesc că mi-ați dat dezlegarea. Și îl avem aici pe Patrick Ciorcilă, întrebați-l și pe el și pe noi. Ai zis că mă întreb din tenis, ce-a făcut în tenis. Ce? Stimați părinți, Patrick, doamnelor, care aveți copii mici și vreți să-i dați... Domnesc aici, noi supralicităm. Puneți, vă rog, întrebări domnului Patrick Ciorcilă. Spre ce să-și îndrepte copiii? Sau dacă vrea să facă un anumit sport... De la ce vârstă sport, să facă sport? De la orice vârstă. Deci, păi dacă, vrea asta, să da. Dacă vrea să facă un sport, un anume sport, să-l întrebe până pe Patrick... telefonul... Cum? Ovidiu Blag ne face un scurt CV profesional. Păi chiar scurt, pentru că știu că nu-i place să se laude sau păi să fie lăudat. Nu e vorba de el că îi place sau nu-i place. Trebuie să auzim noi. Vreau să fac legătura între ceea ce spunea domnul profesor, că nu întâmplător e Patrick în acest mecanism, în sensul în care toate aceste relații altfel le faci dacă ai fost pe acolo, dacă ai schimbat o minge cu un jucător și el chiar corect, că a schimbat mingi cu niște jucători și a fost și la academiile lui Nadal și a jucat cu Federer un amical. Da, și, adică cunoaște niște oameni care cunosc niște Ovidiu, hai că ne putem întrerupe. Mare victoria lui Nadal ieri. Totuși, da, a 12-lea titlu la Roland Garros. Incredibil. Fantastic. Acum, după masă, aproape că i-au ridicat, l-au pus pe cel mai formidabil piedestal spaniol. În cursa spre cel mai bun din istoria. Extraordinar. Dar mai ții cu Nadal, că era Totdeauna. Bun, deci asta adică a contat foarte mult. Adică una e să ridici telefonul, să spui bună ziua și să te ia de undeva, să zic, a, da, păi te știu, ai fost în circuit, ai fost jucat tenis, și alta e să îi spui o poveste la nesfârșitul lui, nu știe de unde să te apuce. Și cred că și din punctul ăsta de vedere, avantajul de a fi făcut el sport, cred că a dus la lărgirea cadrului acestui proiect, în care sportivul, iată că el știe să pună sportivul acolo unde este locul, să fie și vector de imagine și catalizator de energie pentru ceilalți, lucruri pe care alții, dacă nu sunt din sport, dânsul a observat foarte bine la început. Nu prea le simți, că dacă ești din altă mâncare de pește, nu știi cum să alte cuvinte, vrei. Credibilitatea acțiunii este formidabilă în momentul când un om ca și Patrick, care a practicat ani în șir sportul și a bătut toate meridianele și paralelele lumii. Da, și când Patrick, era greu, la 16. Cât de greu ți-a fost să abandonezi activitatea competițională? La momentul de față asta am simțit și asta a fost o decizie care am luat-o... Când s-a întâmplat treaba aceasta? Acum 4 ani. Deja 4 ani au trecut. Aproape 5 chiar. 4, cam așa. Eu îți spun ca medic nutriționist, care văd foarte multe cazuri de obezitate la fost sportivi. Da. Ai avut grijă când te-ai lăsat? Da. De la un regim de 5, 6, 7 ore de antrenamente pe zi, normal, să treci la eventual 2 ore de tenis de plăcere. Da, acum chiar mai puțin, adică aș vrea să fac mult mai des și ar trebui să fac cât mai des, să fac mișcare, dar se simte, adică eu simt diferența față de când jucam. Și ai câștigat în greutate? Nu la kilograme, dar se pare că adică ți se schimbă conformația fizică, nu mai ești la fel, se vede și se simte. Eu mă simțeam mai bine când jucam, mă trezeam dimineața, chiar dacă faci efort foarte mult, te simți mai bine, pentru că ai tonus muscular, ești obișnuit. Acum, dacă te duci și faci, nu joc câteva zile sau nu joc câteva săptămâni, sau mă simt rău când revin să fac efort. Stai un pic, că una e să joci și alta e să faci zilnic cu activitate fizică, minim o oră. Da. Mai ales că ai venit de atunci. Mai faci ceva? Sport? Da, sport. Mai joc padel, care e un sport nou și îl avem și la clubul meu de tenis. Dar doar sporturile cu racheta, sporturile cu piciorul nu mă pricep. Ce sport este asta? Sportul ăsta nou pe care... Padel e o combinație între squash și tenis. Aha. Într-o cușcă de sticlă, se joacă tot așa peste fileu, câte doi, se joacă la dublu, 2 versus 2. Seamănă foarte mult cu tenisul. E un sport care în Spania e foarte popular și în România e în curs de dezvoltare. Poți juca cu pereții, știi? Poți juca cu pereții, exact. Cu pereții. Exact. Da, da. De ce? Pentru că eu vreau să te dau ca exemplu, ca persoană care ai abandonat sportul din proprie inițiativă, fără să te accidentezi și n-a fost o chestie forțată, ai abandonat-o și ți-ai păstrat silueta, ești în aceeași
formă de siluetă pe care eu ți-o știu de ani de zile, spre deosebire de alții care abandonăm sportul. Râde Karen, că și noi ne-am lăsat de sport de câțiva. Da? Spuneți, vă ascultăm, domn profesor. Păi, mare... Nu înțeleg de ce trebuie să individualizați asta. Cu mare, mare interes. Păi așa e mai bine, nu? Ca să avem și puterea exemplului. Da, și știut, la Ovi Black și la mine. N-am știut că am udea sos sportiv de performanță deci de talia lui Patrick. Păi, am făcut mici pași. Nu vrem să ne lăudăm. Am făcut mici pași. Păi bineînțeles, păi unde e Patrick și unde suntem noi? Păi da, și am vrut să spun că sporturile care se promovează nu intră jocul de table, ca să fim serioși. A, nu jucăm table. Vai de mine. Șac, șac numai. Că-mi place că, fără să ne înțelegem, scoatem noi o emisiune de divertisment. Dar cred că se leagă divertismentul de tot ce și-au propus. Deci asta era ideea principală. Să știe lumea că te poți lăsa de fumat, de exemplu, și nu te îngrași. Poți să abandonezi sportul pentru că trec anii și ai alte priorități. Și acest lucru poți să-l faci foarte inteligent, fără să câștigi în greutate. Nu? Și toate acestea cum se pot face? 0264420135, tarif normal, puteți să ne sunați. Dar pe bune, dacă se poate, pe tematica emisiunii de astăzi, dacă e vreo urgență, atunci apelați la domnul profesor Hângu, pentru că e deschis la mai toate. Am vrut să întreb dacă mai sunt bilete la meciul lui Simonei sau dacă... Și doi, câte bilete s-au vândut? Că mie miroase și au un mic record, nu? Da. Din câte știm, e cel mai mare, cel mai multe bilete vândute la un meci până acum, din România. Am vândut în jur de 7500 de bilete până acum. Pui! Inelul 1 și 2 al sălii e sold out și am deschis și inelul 3, care are undeva la 800 de locuri, mai sunt cam 500 de bilete acolo. Deci eu zic că se va juca cu casa închisă acest meci. Crezi cam că 8500 va fi de locuri. O zi sau o oră sau un segment orar în care oamenii pot să o vadă pe Simona la un fel de antrenament? Mulți m-au întrebat lucrul ăsta. A, și da. Dacă nu avem bilet, nu o putem vedea. Da. Știi că toți vor un suvenir, o semnătură, o eu ceva. Nu știu. Le recomand tuturor să vină în parc pentru că cu siguranță, și dacă nu vom anunța sau și dacă știți cum e cu Simona, e totuși în top mondial, nu e foarte ușor să ajungem la ea, dar eu zic că dacă oamenii vor veni în parc, sigur o vor prinde, o vor avea ocazia să o vadă. Ea nu vine la poveștile de succes. Dacă vine Darren, poate ne surprinde și ea, poate vine și ea. Nu știm sigur, dar poate să fie o surpriză. Și s-ar putea să aibă și un antrenament oficial în ziua de vineri. Rămâne să discutăm și să anunțăm asta cât de curând. Știi unde vrea Karen să ajungă? Oare nu semnează cu Darren Cahill exact la Cluj, exact la Sports Festival un contract, nu? Toată lumea. Toată lumea asta nu întreabă. Nu e mai gândit la altceva, că eventual să o inviți. Pe Simona Halep? Să o inviți, stai de vorba cu ea, acolo, nu aici. Acolo. Dacă ești liber în ziua, dacă ai altă treabă... Poate că... Nu poate. Ai mei colegi în mod sigur vor fi... cei care vor fi la fața locului și o vor căuta. Și știi ce am mai avut o întrebare punctuală? Vorbesc chiar și numele tuturor. Mă întreb pe mine? Nu, pe Patrick. Patrick. Tehnic, de exemplu, ce înseamnă asta? Eu vreau să mă înscriu la basket 3x3. Nu știu, eu sau... Da. Ce facem să ne înscriem? Adică modalitatea de înscriere. Sau e cum foarte, participăm? Foarte simplu. Oamenii trebuie să intre pe site-ul nostru pe www.sportsfestival.com. Acolo avem o secțiune de sporturi unde toate cele 40 de sporturi sunt înșirate. Dai click pe sportul pe care te interesează, completezi un formular, dai un nume al echipei, să zicem în cazul de față basket, sunt 3 membri, dai numele membrilor, numele echipei, se plătește o taxă, competițiile sunt contra cost, pentru că noi din acele încasări vom acorda premii, acordăm premii chiar foarte... foarte consistente, exact. A, deci, de exemplu, o competiție 3x3 la basket, formată din 8 echipe, are un câștigător care câștigă și din 8, are ceva? O echipă câștigătoare, da. De exemplu, la fotbal oferim, sunt premii în bani și sunt premii în invitații la meciul Universității cu PAOK. Am înțeles. Deci la basket, sunt premii în produse specifice basketului. Îi întreb pe dragii noștri telespectatori, de la ce vârstă... Când va fi PAOK aici? Cum? În ce dată? În 12 iulie. 12 iulie. De la ce vârstă practicați sportul, ce fel de sport și ce sfătuiți pe tineri
când și cum să se apuce de sport. 0264 420 135, tarif normal, așteptăm. Mai bine să fie întrebări încă din partea telespectatoarelor sau părinților telespectatori, păi direct lui Patrick. Păi, legat către de noi e mai greu, pentru că noi doi cu Ovidiu vedem dintr-o parte, dumneavoastră vedeți din altă parte lucrurile și Patrick e cel care, el vede care contrabalansează totul. Deci până la urmă, ce înțelegem cu toții este că o să aibă realmente o să fie un adevărat festival. Deci nu doar, nu are scop să descoperi talente, în același timp are acest scop, nu are scopul de a te distra ci, neapărat și de a face sport, dar în același timp te poți și distra, adică e un da, conglomerat compus din mai multe piese de puzzle. Ce scrie unde? Pe frontispiciu de Parcul Ațeganu? Aparent ne distrăm și în realitate, în latină, și în realitate luptăm pentru sănătate. Da. Asta este. Și aici, aparent, te distrezi, un festival. Nu? Și în realitate este o formidabilă chemare la mișcare, absolut, la activitate fizică. Și anul trecut câte sporturi erau? Anul trecut am avut 22 de sporturi. Anul ăsta am sărit la 40. Anul viitor sperăm să trecem de 50. 40 de sporturi. 40 de sporturi, dar cred că dacă ne-am apucat noi așa, am ajunge cel mult la 20. Dar poți să spui, te rog, alea mai ciudate. Da. Ca să vedem dacă știm ciudate. Ce. Nu cred că le să le zicem ciudate. Bun, mai, cum să zic, mai inaccesibile. Mai rare, mai... Păi vom avea, să zicem, petanc. Oșa. Petanc este un sport care se practică în Franța. Petanc înseamnă că ne suim noi doi petancul care a fost lângă prefectură pe vremuri și stăm petanc, profuhând cu... Hai, spune-ne. Și promovați un stil de viață, să ne spune-ne. Stai. Petanc. Petanc este acel sport care se practică, e foarte, foarte popular în Franța. Este cu o bilă de metal care se aruncă pe nisip și care aruncă bila cât mai aproape de... Asta le-am văzut. Așa. De exemplu, vom avea Kyokushin, care... Poftim? Kyokushin, arte marțiale. Kyokushin. Vom avea, bine, Aikido este mai popular. Știi, vom avea oină, care este sportul nostru național. Taekwondo vom avea. Vom avea kayak pe lacul Chios, vom aduce kayace, vom face inițiere în kayak. Ce frumos! Pe lacul Chios, deci nu pe ăsta. Vom avea o tiroliană peste lac, care te poți să-ți traversezi lacul pe tiroliană. Adică sunt multe sporturi, rugby, multe sporturi care, după părerea mea, sunt foarte frumoase, și dar sunt prea puțin scoase în față și prea puțin marketate. De fapt, voi și promovați adică acest festival. Noi așa vrem să niște credem. Sporturi care nu mai sunt sau nici n-au fost niciodată prea și foarte noi cunoscuri. Vrem un sport național, oina. Exact, asta e sportul nostru, adică e o valoare a României care trebuie să o scoatem în față. Național. Și de ce să nu o promovăm? Valoarea țării. Veți avea și golf? Acolo? Vom avea și golf, da. Vin cei parteneri noștri de la Teodora Golf Club. Vor avea o zonă de mini-golf de inițiere. Golf e cam greu să facem, dar mini-golf vom avea. Adică eu zic că avem cam și aproape polo, orice unde sport. Îl faceți? Polo? Polo nu avem. Pentru că aveți polo, vom avea aveți... în not, dar nu vom aveți avea aveți două bazine, unul lângă celălalt. Aici polo va fi aici la anul. Aici place. La anul va fi al 400. Aici nu-mi place, că eu eram apropiat de polo. Da. Dar n-ai spus și mi-a venit acum, am auzit la clubul vostru vorbind despre o adevărată festivitate de... Nu, paradă. Da. Ce e aia? Cum faci? Vineri la ora 19 va fi o paradă, o să zic, nemai întâlnită. Parada cluburilor sportive vom organiza. Va pleca de lângă lac, de lângă lacul Chios, și va merge până între sală și stadion. Vor face un marș, ca să zic așa, al tuturor cluburilor sportive participante în festival, de la toate sporturile. Și până acum avem peste 1000 de participanți confirmați la această paradă. Nu ne așteptam niciodată. Noi am gândit că facem și o paradă, vin câțiva zeci de oameni. Doar acel traseu vor face. Da, vor face un marș, o tură, cum ar veni, cam un kilometru. Ar trebui să treacă pe tot orașul. Păi, nu, dar e fantastic. Fiecare așa va avea un schiz jocurile olimpice și uite exact, când se deschide. Asta vrem festival. Și noi, fiecare club sportiv va avea un steag, adică va avea un branding, oamenii pot să-i vadă, uite, poate vedem un club de Aikido, club de oină, și ne amintim și poate copilul zice, tata, vreau să fac acel sport, și așa își descoperă o pasiune. Da, mi se pare cu același fata. Interes se vor uita copiii precum la parada de 1 decembrie. Corect. Să știți. Uimitor. Ce rău îmi pare că nu putem replica emisiunea aceasta peste o săptămână din motive care ține de televiziunea română.
De aspectul religios, pardon, că sunt rusalile, ca să vină Patrick să ne spună cum a fost. Acum ne zice. Păi oricum o să ne zică în cadrul altor emisiuni, da, și știri și altele, pentru că cum ați sunat pe mine prin Ungaria, noștri... puteți să-l sunați. Nu, dar colegii noștri vor fi la fața locului, așa că în mod sigur va spune în alte emisiuni. Foarte interesant. Deci eu nu m-aș fi așteptat la astfel de informații, la astfel de inițiative. Și ceilalți patru sunt de o seamă cu tine? Nu, sunt mai mari decât mine, în jur de 35-40 de ani. Au mai multă experiență ca mine. Dar spune-mi, te rog, ca și industrie, că tot am mai folosit toată cuvântul, eu văd acolo mișunând o grămadă de oameni și nu degeaba, probabil fac lucruri interesante. Cum aveți structurată? Câți oameni lucrează? 50, 30, 80? Da. Că acum ne spui niște cifre mari despre sportivi. Lucrează cu mulți voluntari. Nu, dar voi sunteți staff-ul. Dar... Da. Bine, voi sunteți aici. Da. Au foarte mulți voluntari, în mod sigur. Deci, în mijloc, ca să zicem așa, suntem noi 5. De la noi 5 avem în echipa noastră de bază cam încă 7-8 oameni care deja au ajuns să lucreze aproape full-time pentru acest proiect. De acolo, în timpul festivalului, suntem în jur de, la 60-70 de oameni care lucrăm în echipă, care suntem ajutați de, probabil, anul ăsta ajungem la un 200 de voluntari, studenți, mulți veniți de la facultățile de sport, mulți. Asta am încercat să aducem, foarte mulți voluntari care sunt pasionați de sport, pentru că dacă, și asta căutăm și în echipă, dacă noi nu luăm în echipă pe cineva care nu este pasionat de sport. Nu trebuie să fie doar sport, dar trebuie să simtă, să înțeleagă industria, să nu îl plictisească această industrie, să fie atras de ea. Da, de exemplu, certificat acum și voluntariatul ăsta are mai multe, un voluntariat interesat și un voluntariat dezinteresat. De exemplu, voi dați niște certificate de bună... Da, păi acum legislația le permite ca să facă treaba aceasta. Eu vreau să te întreb altceva. Administrația publică, administrația județeană, locală, diferite instituții vă sprijină. Da, ne sprijină din toate punctele de vedere. Deci aici nu avem ce să... Nota 10, după părerea mea. Mândria Clujului, de acum. În primul rând... Păi am mai auzit noi de mândri, domn profesor. Da. Mândria ale Clujului care... În primul rând, dacă nu exista infrastructură, trebuie să spunem, dacă nu exista asemenea infrastructură, nu putea să existe acest proiect. Adică noi vrem și ne gândim să-l replicăm în mai multe orașe din România, dar ne uităm... V-ați gândit și la... Unde găsiți-o... Asta e problema. Și la replici în alte orașe. Ne-am găsit. Ce este bijuterie? Un parc, un stadion și o sală de sport... Nu există, din păcate. Într-o proximitate colosală. Și la o aruncătură de băți... Celelalte trebuie care sunt... Trebuie să recunoaștem meritele autorităților locale. Ei ne sprijină cu absolut tot... Stadionul și sala sunt niște bijuterii, ca să zic așa, zona parcului. Deci, în primul rând, ne sprijină cu infrastructura că există. Ceea ce mă refer important. Că există. Dacă nu exista, nu se putea face proiectul. Și au deschidere. Oamenii de acolo sunt tineri, sunt deschiși către sport, le place. Și cred că de asta există și așa atât de multe evenimente mari în Cluj-Napoca. Adică noi nu suntem... Noi venim după ele și încercăm să luăm cei mai buni de la fiecare. Acum 2, 3, 4 ani de zile... De câte ori ne întâlneam în emisiune Ovidiu Blac, întotdeauna aveai apăsări. Dar pe bune, adică nu avem terenuri, nu avem evenimente, nu avem... Uite că au venit... Da, mă bucur. Cum să spun, există oameni care vorbesc despre lucruri și oameni care fac lucrurile respective. Dar sunt și care și vorbesc și fac. Da, despre ce fac ei. Da, corect. Să-ți asumi paternitatea unor idei, să zicem că și eu aș putea cădea în plasa asta, e contraproductiv. Important e cine le face. Și important, la oameni de vârsta noastră, să zic așa, e să mai și lași deoparte orgolile și să facă cei care deci cu adevărat... Păi cu siguranță că undeva sunt niște oameni care spun, of, Doamne, de ce ei și nu noi? Păi uite cum fac ei și noi... Asta totdeauna vor fi. Puteam face, dar n-am putut face. Deștepți acești tineri pentru că au găsit această nișă. Nu? Păi, e ceva colosal. Păi, în mod fără evident, precedent, da. România, sigur. Da, sigur. Da, uite că nu, asta îmi place la toată echipa lor, că nu își spun, nu? Dacă nu erau stadionul, nu aveam ce face. Dacă nu erau niște idei, nu aveam ce face. Asta trei bijuterii, în palmă, uite așa pus. Cine le agregează? Că și noi putem care mutat, le-am observat. Și Antoldu, tot de aceea vine aici. Toate vin. Tot trei bijuterii puse în palmă.
da, și noi suntem observa, uite ce frumos e Someșul, altul poate face acolo o cursă, deja a făcut ceva. Deci până la urmă asta apreciez, că tineri, aia nu contează, asta că e tiner, tânăr sau bătrân, asta nu, eu n-am pus accentul pe contează faptul că fac și îl văd pe Patrick. Dar el putea să stea, stai. El putea să stea, bine mersi, pe terasele Clujului, nu? Azi pe o terasă cu niște fete frumoase, mâine pe o altă terasă. Poate că o și de unde știi că nu stă? Asta... Știam că îmi dați replica și am și spus-o. Asta da. Mă sunt pregăteam... absolut sigur că o și face. Asta... Dar pe lângă faptul acela mai face și altceva. Având în vedere că ne îndreptăm spre final de misiune, eu vreau să te întreb următorul lucru. Fără de că vor fi foarte multe persoane care vor veni. Va fi impresionantă participarea. Dar... cum difuzați acest eveniment, cum îl promovați în toată țara, atunci live, să știe România că se petrece așa ceva în Cluj? Păi, prin cine? Da, în primul rând vom avea majoritatea activităților, le vom transmite live pe pagina noastră de Facebook. Vrem să promovăm foarte mult. Mergem foarte mult în social media, în Facebook, da. Pentru că ăsta e Facebook, Instagram, ăsta e targetul, ăsta e viitorul, dar încercăm să mergem să promovăm și offline, adică promovăm și prin panotaje în oraș, promovăm și la diferite televiziuni, la emisiuni încercăm să mergem, la radio, adică vrem să mergem să atingem, pentru că nu poți să promovezi doar în media, în social media. Nu știu, te-am întrebat, Patrick, scuză-mă că te întrerup, anul trecut câți participanți au fost? Am avut cele două meciuri demonstrative unde au participat în total 35.000 de oameni. Am avut în jur care de... pot fi parte și aceeași. Hai adică să zicem nu e greu să contorizăm, da. Pentru că noi nu avem bilet de acces. Linii... Eu zic că în total au participat, să zicem, undeva la 50-70.000 de oameni. Anul ăsta, eu zic că o să participe peste 100.000 de oameni. Adică, cu siguranță, vom avea 10-20.000 de oameni pe zi. Păi, cred că și amănuntul ăsta l-ați luat. Tu știi dacă l-ați luat sau nu. Cu studenții care pleacă sau nu prea pleacă, că încă nu pleacă din oraș. Nu. Da. Chiar dacă este sesiune... Și chiar e sesiune acum. Noi inclusiv vom organiza o competiție care se numește, în premiere organizată, se numește The Battle of Universities, cele 6 universități din Cluj-Napoca, într-o provocare una împotriva celelalte la diferite probe. Vom avea basket, vom avea tenis și cred că în not. Volei. Așa. Domnul profesor a făcut volei. Și am provocat fiecare între UBB, polo, acolo, UBB și universitatea. Vai, ce competiții erau colosale. Domn profesor, faceți un lobby cât de puternic se poate. Vezi și avem și volei, avem și volei competiție și inițiere în volei. Volei pe plajă, avem acolo și volei pe plajă și handbal pe plajă. O finală a fost în sala Armatei, era singura sală mare și a doua pe care chiar eu am fost capitan de echipă a fost în parcul Iuliu Ațeganu. Asta am câștigat-o, cealaltă ne-a bătut UBB-ul cu 3-2. Păi așa se întâmplă în viață. Vreau să spun, hai. Patrick, mi-am să aminte că o prietenă de-a mea, Daniela Maier, e președinte a unei federații și eu pot să fiu director onorific sau chiar și de facto. Se cheamă cumva proba aia cu funia, știi, când tragi de o parte da, și de alta. Da. Aia nu ne puteți lua, ne înscriem la Sports Festival, pentru că avem documente. Dar cum adică să ne o luați? Adică avem președintă și? A federației și director al federației de sport ăla. În sensul acesta. Și o să colaborăm cu voi. Ce mai avem în premieră, ca să nu uit, este un lucru totuși. O să avem un sâmbătă, începând cu ora 10 până la ora 13, deci în 15 iunie, vom avea un show de pe alea stadionului, vom avea un show de super enduro, adică motociclete. Este un show în premieră în Cluj-Napoca, n-a mai fost niciodată. Pe alea stadionului care e? Alea stadionului este acolo alea care merge de la Hotel Sport, Da. Vom închide pe o latură de cam 50 de metri cu garduri, oamenii vor sta pe o parte și pe alta și vor veni profesioniști în motociclism, dar nu este motociclismul clasic, este cel cu obstacole. Vom instala bușteni de 6 metri, obstacole. Colosal. Vor veni, va fi un show. Alea asta devine o alee multifuncțională. Da. Zilele trecute a fost berea artizanală, voi erați deja prin Delta. Street food-ul e tot acolo. Vine Antoldo, acum văd că ei fac cu motociclete. Bineînțeles, multifuncțional. Dacă intri pe pagina asta de Sports Festival sau pe pagina lor de Facebook, există așa un A3 sau cum se cheamă, cea mai mare foaie în care cu fie
fiecare zi, fiecare oră e o activitate. Azi l-am văzut și eu, mi s-a părut impresionant. Adică chiar îți poți face o agendă, să spunem, de 3 zile în care să spui hai să trec peste tot. Sport Festival. Am să-i rog pe colegii mei pe final acum să afișați sportsfestival.com. Ca să nu doar vorbim, să și joi dimineața începe. Ăsta e finalul emisiunii. Păi și când mă întreb de carte și de carte, uite acum vreau să te întreb. Ce am vorbit? Adică vine, înțeles. Să zici și de tine. Ne-am înțeles. Scuză-ne, Patrick, acum trebuie să bifez treaba aceasta. Și aia, intrați pe Ovidiu. Zi, măi, cum stai cu cartea cu Ioji sau cum îl cheamă? Deci să știi, Ioji, nu să știi tu și stimate domnule profesor, nu, că domnul profesor și eu. Stimate domnule profesor și dragă colegule, e în editură. Deci am mai făcut frizerul sau cartea? Nu, cartea. Deci e o chestiune de săptămâni până aveți boboteaza și cealaltă amânare. Peste 3 săptămâni cred că pot veni. Trebuie să facem un festival și mai... Și vorbim în ungurește. Ții minte, nu? Cum îl cheamă? Ioji? Ioji, Igen. Ioji, da, oui, Igen. Foarte tare. Avem adresa pe ecran. Al lui Ioji? Nu. Sports Festival. Bun. Mersi tare mult că ai pus adresa pe ecran. Bun, și în 3 săptămâni avem cartea. Facem o lansare pe măsură. Facem. Palat alb, frumos. Măcar pe alea stadionului, de acolo ne pornim. Și putem să punem cartea în Sports Festival la anul. La anul, acum pentru că se leagă foarte tare. Da, sigur. Se leagă. Vedeți, s-a ținut de cuvânt omul. Foarte tare. Și mai aveam încă o chestie care să te întreb. Mai scrii pe ovidiublac.ro și eu trebuia să zic, da, sigur, intrați pe ovidiublac.ro. E ca și cu medicamentul acela, ai cumpărat medicamentul, nu că cum nu se numește? Ce? De ce? Stați că avem o întrebare din regie. Domnul Blag a zis că e tu zici și eu zic mai departe. Se cheamă Tag Off și îmi scapă cuvântul numărul 3. Tag Off. Thank you, zice el, thank you. Fire. Dar care e problema? Vrei să te înscrii? E o cotizație, dar vorbim după emisiune. Ah, vrei să știi? Ovidiu Blag vine cu cotizația. Bun, hai că revenim la Patrick Ciorcilă. Recapitulăm locații, ore, invitați speciali, activități, tot spre finalul ediției. În concluzie, o formidabilă acțiune de promovare a mișcării, a stilului de viață sănătos prin Sports Festival, care începe joi dimineața, prin... la 12. Prin, hai să ne să rapid, recapitulăm. Prin diferite sporturi. Vom avea, începem competițiile la fotbal, începem competițiile la basket, începem inițierea la rugby. Toate sporturile sunt funcționale începând de joi. Joi seara la ora 20 vom avea un triatlon de noapte. Adică o echipă, poți să-ți faci, oricine poate să-și facă o echipă. Când de... e parada? Parada este vineri la 19. Vineri. Scuză-mă că am sărit până acolo. Parcul luminat tot timpul, adiorno, va fi până parcul luminat. Când se încheie? La ora 23, asta. 23, așa e legea, da, și atunci da. Nu mai facem nimic. Viața sportivă. Corect, trebuie să fie sănătos. Toată lumea doarme după. Da. Mai puțin când îți salte festivalul. Sâmbătă meciul de tenis, Darren Cahill, Sports Talks, sâmbătă, duminică, vineri seara, cum a zis, parada, duminică, cross, concerte. Cam așa. Aș fi foarte mândru dacă aș ști că hidratarea este numai cu... Doar cu apă ceva... plată. Da, asta e colosal. Dumneavoastră să știți treaba deci aceasta sau Patrick. Aș fi foarte încântat să știu că asta și-a confirmat. Dar aproape că simțeam, eu l-am provocat, aproape și că eram singur. Și oricum a scăpat de ce întrebarea grea, ce o să se servească în zona de strici. Patrick nu știe, de unde să știe acum să... N-are ai importanță. Stat tu cu meniul acolo ca să le faci meniul. Sigur, sunt și lucruri sănătoase. Sau doar lucruri sănătoase. Și lucruri sănătoase. Și ăsta e foarte important aici. Nimic cu... Și l-a spus exact, și sănătoase. Și sănătoase. Și dumneavoastră oricum o să fiți pe acolo, faceți o... V-ați înscrie dumneavoastră la o din asta cu mișcarea. Păi nu știu dacă nu e limită de vârstă. Nu este. E limită de vârstă. Tocmai asta promovăm, indiferent de cât de mic ești sau cât de... Mă duc că ne iau pe Mircea Rusu și ne ducem amândoi acolo. La ce te-ai înscrie? În afară de trasul... L-aș lua la telefon pe Gabriel Cherebeciu, zău spun, la volei. Ar fi colosal. Da. Ți-a aduce aminte? Da, cum Ovidiu Blag, tu la ce te-ai înscrie după și ce pe, ai trage pe de fund? După ce ai trage de fund? Păi nu știu, putem, noi jucăm tot felul și cu el și cu alții. Joci foarte bine tenis. Tenis, padel.
Aoleu, 30 de secunde, gata. 30 de secunde, da, mai avem sau cu 30 de secunde? Nu, atât mai avem, gata, bine, am terminat. Bine, la revedere, mulțumim. Patrick, mulțumim mult. Multă baftă, Ovidiu, multă baftă. Ioji, să-ți trăiască. Încă o dată. Domnule profesor. Nu, toți. Da, cum facem finalul, da. Uite așa facem finalul, toate cele bune, dragi telespectatori, să fiți iubiți cu minți și neapărat toată lumea la Sports Festival la finele acestei săptămâni. Cam atât. Gata, am terminat. La revedere. Thank you.